Puteți confirma că Vladimir Plahotniuc se află pe teritoriul Turciei? Nu pot să vă confirm, nici să vă infirm informația dată. Dumnealui, la moment, nu are obligație și nu trebuie să raporteze nimănui despre schimbarea locației sale. El este liber să circule în orice stat dumnealui își dorește. Eu cred că dumnealui e relaxat, ori în afara teritoriului Republicii Moldova, justiția considerăm că e una mai corectă. Locul în care s-a cazat Vladimir Plahotniuc în Istanbul este unul dintre cele mai luxoase hoteluri. Este vorba despre Titanic Mardan Palace. Iată imagini cu hotelul în care a stat cazat Vladimir Plahotniuc între 10 și 28 septembrie. În această perioadă, potrivit surselor noastre, printre policienii de la Chișinău care au mers în Istanbul se numără Vladimir Andronachi, Andrian Candu, Vladimir Cebotar și Vlad Filat. Vladimir Cebotar le-a confirmat colegilor mei de la jurnal că a fost în Istanbul, doar că, desigur, a spus că nu s-a întâlnit cu Vlad Plahotniuc, așa cum susține și domnul Vlad Filat, că nu s-a întâlnit cu domnul Plahotniuc. На данном этапе я проверяю информацию, подчеркиваю, проверяю информацию о возможном местонахождении Плахотнюка на Кипре. Значит, у Плахотнюка был билет по маршруту Истамбул-Кипр. Был он в этом самолете или не был, я сейчас этим занимаюсь. Domnul Vladimir Plahotniuc. Vlad. Dacă poate să greșească poliția lui Voicu sau e să-i cumperi tu pe dânșuri, iar să-i mai dai vreo două culeași lui Budon, cu mine varianta asta nu o să meargă. Și eu oricum stau cu ochii pe tine. Îți urmăresc toate mișcările. Eu oricum te voi găsi. Ieri Țuțu se plimba pe la Grenoble, pe acolo, într-un Porsche alb. Poi mâine o să-l vedem într-un alt Porsche sau altă mașină pe Plahotniuc pe străzile din Chișinău. Мы знали, что это гражданин Республики Молдова, я не буду называть фамилии. Все понимают, 7 числа, к примеру, въехал в Румынию для того, чтобы оформить паспорт. 10-го он выехал из Румынии в Турцию. Мы знали, что в Турции последние там недели много депутатов из бывших демократов вылетали и выезжали. Знали прокуратуре, знали МВД. Никому убежать и избежать правосудия не удастся. Я сигурат Ердоган терену pentru faptul că acolo se întâlnesc și interesele Federației Ruse, deci Ердоган discută cu Putin practic la egal și toți se simt în siguranță, însuși Plahotniuc se simte în siguranță și Dodon, și mulți alții. Versiunea mea este ipoteza că nimeni nu-și dorește ca această persoană să fie găsită și adusă aici în Republica Moldova. Mulți dintre cei care au fost pe lângă Plahotniuc sunt astăzi lângă Dodon. Cei care au participat în marele scheme de spălare de bani, de fraudare bancară, ei sunt aici pe loc. Pur și simplu și-au schimbat stăpânul. De ce Recep Tayyip Erdogan nu a informat autoritățile din Republica Moldova despre venirea lui Plahotniuc, aflarea lui Plahotniuc pe teritoriul Turciei din prima zi? Ori au trecut aproape 3 săptămâni. Ce va face acum domnul Dodon? Cum va mai da el vina, cum dădea vina din aur pe partenerii americani, cum va da el vina acum pe Turcia, că nu îl extradează pe Plahotniuc? Ne aducem aminte că e și el prieten bun cu Plahotniuc, ori Plahotniuc a făcut afaceri serioase cu companii turcești, a mers în Turcia, a avut întâlniri oficiale cu Erdogan, deși Plahotniuc nu avea o funcție de stat în Republica Moldova și a fost primit de Dita Mai, președintele Turciei. De aceea îmi vine greu să spun cine are o relație mai apropiată cu Erdogan, Dodon sau Plahotniuc. Nu exclud că pentru Erdogan Plahotniuc ar putea avea o valoare mai mare decât Igor Dodon, care era cumva fațada regimului a lui Plahotniuc. Nu uităm că Dodon a fost făcut președinte de Plahotniuc.
Italia nu. Și cu coșul, cu curicul, că la voie tot câștigul.